Ce faceți, băi, am bun, iată că am revenit cu un nou episod pe acest canal, cu un nou joculeț, Able Paul, acum e în training pe TikTok, pe YouTube, pe toate astea și am zis să încercăm și noi acest joculeț. Îmi cer scuze pentru că n-am mai postat nici pe TikTok, nici pe YouTube, dar a fost o perioadă în care am avut multe antrenamente, concursuri grele și n-am avut timp, dar acum că a venit vara și nu mai avem liceu, am mai mult timp liber acum, să zicem așa, și vreau să revin și pe TikTok și pe YouTube cu multe clipuri, așa că dați like, share și subscribe pentru această întoarcere. Și hai să-i dăm drumul cu acest joculeț. Ia, ne pică un box din acesta 180 plus un tac nou. Destul de interesant. Hai să vedem ce face tacul acesta. Eu m-am jucat pentru că era PES, erau toate nebunile astea și am vrut să văd cum este jocul. Ia ce-mi dai aici. Golden spin. Și cam atât. Bun. Nici nu știu care e tacul nou. În fine, cel mai bun tac e acesta cu cheiță, lampa acesta, și am luat și tacul României. Am mai deschis eu niște boxuri. Cred că o să le pun ori în clipul ăsta, ori în alt clip. Vedem. Ia. Dăm aici, colectăm astea. Sunt cam paralel acum cu jocul, pentru că nu am mai jucat jocul ăsta. Adică am jucat când se lansease de mult și acum nu mai știu cum e, dar sper să mă descurc cât de cât la el. Toată lumea joacă jocul ăsta, deci nu există, n-ai cum să nu joci jocul ăsta, toată lumea, peste tot, îi vezi și pe stradă oameni care se joacă jocul ăsta, nu, a ajuns la alt nivel jocul. Bun, dăm o bolă de spinul ăla. Ia, hai să vedem ce ruleta. Și na, nu putea să se ducă în 100.000, ne-a dat și 9.000, cam atât e pentru 5 lei. Bun, hai să jucăm. Vreau astăzi să jucăm la fiecare arenă în parte, de la cea mai slabă pe care o am eu până la asta cea mai scumpă, să vedem cum ne descurcăm. Dăm aici. Am level 13. Nu știu dacă e bine, dacă e rău. Am 100.000 bănuți. Ia uite, champion bronze. Și am văzut eu tricul ăsta. Facem așa. Am văzut eu pe TikTok și la niște prieteni care joacă. Gata. Fiți atenți aici, nebuneală. Hop. Și dăm cu efect în spate. Dăm ușor. Bun. Băgăm și albastra. Și o să fie mai multe challenge-uri. Vreau să fac cât mai multe challenge-uri cu acest joculeț. Am niște prieteni care vor să mă ajute. Și o să fie mai multe challenge-uri cu fără aim. Dă-i în toate părțile. Chestii de-astea. Caterinca. N-am cum să o dau în aia. Mi dau una asta portocalie. Hai să văd și niște tricuri. Punem așa într-o parte telefonul. Sper să intre bine. Da. A intrat. N-a intrat. Bun, și o să fie mult mai Caterinca pe viitor, pentru că o să am și prieteni cu care să joc, cu care să fac challenge-uri, cum am zis. Așa că dați like-uri dacă vreți să mai vedeți aceste clipuri cu Able Paul. Și nu vă luați de șapca mea, pentru că por șapă în casă, că m-am spălat pe cap și n-am părut făcut. Gen, la nașpa, în toate părțile. Bun. Am băgat și asta una, level 2. Ia. Nu prea ar trebui să știe la level 2 cum să joace, dar ia uite că le bagă, mă. A băgat și alba, e bine. Bun. Dăm un move. Sper să intre. Dăm cu efect în spate, dăm ușor. Și acum încercăm să le băgăm pe astea de aici. Băgăm pe verde. Efect în spate, ușor. Nu s-a dus bine. Dar hai să vedem dacă merge. Uite-mă că merge. Ce bine merge. Bun, dăm ușor. Și acum să vedem cum băgăm roșia. Asta e problema. N-am cum să o bag. Ia să vedem dacă îi dau cum. O încercăm așa. Dăm în dreapta efect. N-am mers. Am băgat și alba aia. Bun, și lăsați-mi în comentarii idei de clipuri.
de joculețe pe care ați vrea să-l vedeți pe acest canal și pe calculator și pe telefon. Și asta este, am văzut că și Stumble Guys e apreciat de lume. Mi s-a părut un joc interesant, dar cam greu să ajungi în topuri acolo, adică foarte greu să ajungi în topuri, pentru că sunt oameni care joacă de ceva timp jocul ăla și ei au ajuns în topuri și cam greu să intreci. Și challenge-uri pe jocul acesta. Și pe stand-off vreau să văd challenge-uri, să-mi lăsați mesaje de challenge-uri pe care ați vrea să le fac și pe stand-off. Și nu uitați că acum vreau să începem o nouă chestie. De fiecare dată la un clip o să aleg un abonat care o să apară la începutul clipului. Ia, fii atent că două bag pasta roșie. De fiecare dată o să aleg un abonat care să apară la începutul clipului. Trebuie să-mi spui doar ce skin îți place de pe Stand of 2. Deci de fiecare dată trebuie să-mi spui doar ce skin îți place de pe Stand of 2 și eu o să te extrag total random, nu contează ce skin alegi tu. Și de la cuțit și de la asta cutește. Dai. Am dat-o prost. Okay. Și de la cuțit și de la armă, nu contează ce armă e, nu contează ce cuțit e. Contează să îmi spui ce skin îți place ție și după aceea poate o să fie extras la următorul clip, să apare în clip la începutul clipului. Hai să vedem. Stăm cam mult pe ăsta de prima arenă, dar v-am spus, nu sunt prea bun la jocul ăsta. Sunt începător la jocul ăsta. Nu știu nici cum să schimb numele, adică e Alex acolo simplu din cauza că am băgat e-mail, dar nu știu cum să schimb numele. N-am nicio treabă de asta. Hai, băgăm și noi neagra. Dă încă. Dacă bag neagra și după aceea bag alba. Bun. Gata. Prima arenă gata. Mai avem, cred că două, trei. Mamă, ieși de aici. Mamă, câte oferte, frate. Asta nu suport la jocul ăsta. Îmi dă prea multe oferte. Mamă, claim reward. Ia ce mai am de bazi. Da, asta să ne upgradăm tacul. Nimic interesant. Următoarea. Ia uite, ne jucăm la Marina Bar. Level 19, ăsta ar trebui să fie mai bunicel decât mine la levelul lui, dar vedem acum. El sparge. Sper să vă placă jocul și dacă